Emoții mari în prima zi de școală la festivitățile de deschidere a noului an școlar. Curțile unităților de învățământ s-au dovedit a fi neîncăpătoare. Cei mai mulți elevi s-au întors înapoi în bănci cu nerăbdare sau încă cu gândul la vacanță. Mi-au lipsit foarte mult, nu prea am socializat cu alți oameni și mi-a fost foarte dor de ei, mai ales de doamna profesoară. Ar fi fost frumos dacă ar fi fost iarăși o zi de vacanță, dar e bine și zi de școală. Revederea cu colegii plăcută? Da, foarte plăcută. Planuri pentru acest an școlar? Să iau notă cât mai mare în BAC și să intru la facultatea pe care mi-o doresc. Emoțiile au fost și mai mari pentru părinții și bunicii care i-au însoțit pe elevi în prima zi de școală. Impresii frumoase și sper din tot sufletul să rămână așa. În rest, plină de emoții. Părinților au învățat în același liceu. Emoțiile când i-am adus pe ei prima dată pe copiii noștri, acum sunt parcă duble când am fost alături de nepoțică. Mihai Fifor, ministrul afacerilor interne, s-a numărat și el printre părinții care și-au însoțit copiii în prima zi de școală. El a participat la festivitatea de deschidere a anului școlar la Colegiul Național Frații Buzești din Craiova. La un moment dat n-am știut cine e mai emoționat, copiii sau părinții, dar e o zi frumoasă, e o zi minunată în care debutăm în ceea ce sperăm să fie o cale lungă și plină de împliniri. În Dolj, peste 94.000 de copii au început școala anul acesta. Dragi elevi, stimați invitați, părinți și colegi, suntem în fața unui nou an școlar, cel de-al 139-lea de la înființarea gimnaziului de băieți Frații Buzești, prin ordin semnat de ministrul școalelor, Spiru Haret, vizionarul care a adus școala românească în rândul furnizorilor de educație europeni. În același spirit, Colegiul Național Frații Buzești continuă să ofere fiilor României mari învățătură și curățenie sufletească. Fiecare început de an școlar vine pentru noi toți cu emoții. Este un debut, dar și o continuare a activității noastre, cu gânduri bune, frumoase, de încredere, speranță, optimism, pentru că astăzi, cu toții pășind pe poarta școlii, ne dorim un an cu realizări, ne dorim un an cu liniște, un an în care copiii noștri să confirme faptul că sunt talentați. Elevii au început școala anul acesta cu o săptămână mai devreme decât până acum. Structura anului școlar are 35 de săptămâni. Prima vacanță va fi în perioada 21 decembrie-12 ianuarie.